Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitații mei din această seară sunt domnul Radu Mihail, liderul grupului USR din Senatul României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnul Bogdan Rodeanu, deputat USR de Galați, bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc asemenea pentru invitație! Mulțumesc și eu! Să spunem de la început, este o emisiune înregistrată și fac această mențiune pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Reperul TV și care probabil ar fi dorit să interacționeze cu dumneavoastră. Promit, toate mesajele vor ajunge la invitații din această seară. Domnilor, mi-am propus să atingem câteva teme importante în această emisiune și am să încep cu o temă locală. USR a rămas fără un senator. Domnul Andrei Postică, fost președinte al filialei gălățene a USR, a demisionat din funcția de senator USR pentru a continua ca senator neafiliat. Ce l-a supărat pe fostul dumneavoastră coleg? Cred că cel mai bine este să întrebi pe Andrei direct care sunt motivele pentru care a făcut acest pas. Din punctul nostru de vedere, ca partid, evident că regretăm decizia lui Andrei. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut în ultimii ani pentru USR, pentru gălățeni, pentru activitatea din Senat, mai ales în Comisia de Administrație unde a activat. Și noi ne concentrăm pe lucrurile importante. Deci senatorii au tot demisionat, s-au tot mutat, parlamentarii au o fluctuație. Ce e important pentru noi este ca partidul ca atare, USR, să se concentreze pe probleme care într-adevăr contează pentru cetățeni. Faptul că un senator USR a demisionat încălzește puțin pe cineva care vede cum cresc taxele în momentul de față. Și așteaptă de la noi cei 20 de senatori USR să luăm poziție, să blocăm tot ce se poate bloca, să venim cu propuneri pentru ca bunăstarea cetățeanului să fie pe locul întâi, mai puțin organizarea internă a unei ca să blocați o astfel de problemă care spuneți dumneavoastră că afectează cetățeanul, stau și mă gândesc că vă trebuie un număr mai mare de senatori. Din contră, să colaborați cu alții dacă nu aveți suficiență. Aveți mare dreptate. Obiectivul nostru este să ajungem la guvernare anul viitor. În Parlamentul actual, cu majoritatea toxică pe care PSD și PNL au creat-o, realist vorbind, nu vom răsturna noi peste noapte majoritatea în Parlament. Vom discuta, bănuiesc, despre moțiunea de cenzură și vom discuta un pic acolo cum stăm cu cifrele, cu intențiile, cu ceea ce e de făcut în Parlament ca pol de putere. Rezultatul alegerilor a fost ăla care a fost. Acum suntem în situația clară de a fi practic singurul partid de opoziție democratică din Parlamentul României prezent cu grupuri parlamentare în ambele camere ale Parlamentului și ne facem datoria pe acest plan. Domnule Rodeanu, am văzut postarea de pe Facebook făcută de domnul Postică în care spunea, citez, ceea ce îmi doresc eu să fac nu se regăsește pe agenda actualei conduceri a USR. Am încheiat citatul. Și voiam să vă întreb, ce dorea domnul Postică să facă și nu se regăsește pe agenda conducerii USR? Asta cred că doar Andrei Postică o poate spune cu subiect și predicat. În context profesional și politic, politica presupune o dezbatere continuă și puncte de vedere atât concrete, în opoziție, în dezbatere, în mai multe contexte. Dar ce vă pot spune că am învățat multe unii de la ceilalți și cred că vă poate detalia mai multe Andrei vis-a-vis de anumite percepții personale pe care le are vis-a-vis de o anumită conduită politică pe care USR-ul a afișat-o și a pus-o în practică. Acum nu vreau să vă supărați pe mine, dar Andrei Postică nu prea a venit aici nici când era președintele USR Galați. Mi-e greu să cred că demisionat fiind va veni de pe poziția de senator neafiliat ca să vorbească despre motivele care l-au determinat să părăsească formațiunea politică. Sincer, eu cred că interesul cetățeanului pentru activitatea partidelor politice este important și faptul că aveți telespectatori care pun astfel de întrebări și se preocupă este foarte important. Și în aceeași venă, aș putea spune, este important ca ei să afle și dinamica din cadrul partidului în general, din cadrul unui partid în general. Spre exemplu, la noi, într-adevăr, l-am văzut pe Andrei care a decis să ia o altă cale.
Dar de la începutul anului sunt aproape 6.000 de oameni care au venit în USR. Avem câteva sute în fiecare săptămână care ni se alătură. Și dinamica asta este dinamică care ne permite să avem o calitate a colegilor care se îmbunătățește întotdeauna. Așa cum ați menționat, unii au motive să nu se mai regăsească în USR. Important este că idealurile pe care le promovăm și lucrurile concrete pe care le facem țin împreună câteva zeci de mii de oameni care au o direcție foarte clară și vor să transforme România. Da. Oricum o să încerc să luminez pe telespectatorii noștri, o să încerc să iau legătura cu domnul Postică, poate aflu mai multe detalii de la dânsul. V-am întrebat despre plecarea domnului Postică, gândindu-mă că a fost un element important în structura USR. Senator, unul dintre cei 20, de câți senatori aveți dumneavoastră? 20? Da. Acum suntem 20. 20, da? A fost președintele filialei Gălățene a USR. Mă gândesc că orice pierdere a unui parlamentar pentru orice partid politic, mai ales pentru unul de opoziție, e o pierdere destul de complicată. Și asta gândindu-mă și la aritmetica aceasta electorală din Parlamentul României. Dumneavoastră vă trebuie pentru o moțiune simplă, pentru o moțiune de cenzură, vă trebuie să numărați fiecare parlamentar care ar putea să rezoneze cu dorințele dumneavoastră. Și dacă tot am ajuns la subiectul moțiunii de cenzură, de fapt, moțiunii simple, zilele trecute, împreună cu cei de la Forța Dreptei, ați depus o moțiune simplă îndreptată împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Sincer, v-ați așteptat să pice această moțiune? Ne-am așteptat să fie Carafila să fie susținut numai de PSD. Dar o surpriză cumplit de așteptată a fost și susținerea de care a beneficiat din partea PNL-ului. În ceea ce ne privește pe noi, dincolo de o moțiune care nu avea într-adevăr șanse de reușită, dar conta foarte mult pentru semnalul pe care îl trăgeam în fața întregii românii vis-a-vis de situația sistemului sanitar. Și atunci acesta a fost demersul nostru, însoțit de suportul de la Forța Dreptei. Am venit în fața României, am pledat în Parlament și am spus că Rafila trebuie să plece din următoarele motive. Am pus pe masă și dovezile și contextul în care România se află în momentul de față. Trist este că o întreagă Românie și cetățenii au conștientizat că de fapt la noi în țară nu problema tratamentului pentru cancer inexistent este cea mai mare, nu problema citostaticilor, nu problema infecțiilor nosocomiale. În România se moare pentru că nu mai e aer, pentru că sistemul medical nu îți dă șansa de la supraviețuire, oferindu-ți minimă condiție de supraviețuire. Da, în România se moare pentru acel aer care îl respirăm cu toții în fiecare zi și pe care sistemul medical nu ți-l poate oferi. Și aici vorbim de calitatea actului medical, vorbim de resursele pe care statul le oferă către un pacient, vorbim de sprijinul direct pe care sistemul medical ar trebui să-l acorde prin jurământ. De toate aceste probleme, de managementul defectuos al întregului sistem, ministrul Rafila este cel vinovat în momentul de față. Pentru că și am argumentat-o. Măsurile care au fost luate în ultimii 2 ani privind îmbunătățirea contextului la nivel național în ceea ce privește îngrijirea bolnavilor, tratamentului, au fost aproape inexistente. Totul a culminat zilele trecute prin renunțarea la acel pachet de 740 de milioane de euro, bani trecuți în PNRR și care trebuiau să ajute și să sprijine construcția de spitale. Da, dar chiar așa, cum vă explicați că un ministru al sănătății, în mandatul căruia se pierd peste 700 de milioane de euro, bani care ar fi trebuit să intre în infrastructura unităților spitalicești, este susținut de către parlamentari aflați în coaliția la guvern. Cum se explică asta? Adică e mai presus de orice, e al nostru, gata, l-am votat? După părerea mea, este vorba nu doar de ministrul Rafila, este vorba de întreg sistemul, care este un sistem quasi-mafiot, pentru că ei se susțin între ei. Gândiți-vă că ministrul sănătății păstorește o încrengătură de întreprinderi și personalități, personaje, care au afaceri în sistemul sanitar. Deci nu este el este vârful icebergului.
pe care parlamentarii din diverse județe îl vor susține pentru că ei au interesele respective, mă refer la parlamentarii PSD sau PNL, vor să mențină acest angrenaj care grevează dezvoltarea României de atâtea zeci de ani. Nu este nicio mirare că fie că e subiectul sănătății, dar luăm orice alt subiect pe care am adus. Asta era subiectul, că ați avut moțiune. Dar am avut moțiuni simple și la alți miniștri pe care am chemat în fața Parlamentului cu puncte clare, unde am explicat foarte clar incompetență, lipsă de interes pentru români. Repetat. Fie încearcă să nu treacă pe la Parlament, să nu-i vadă Parlamentul deloc. Deci acum avem marea discuție în Senat. Am solicitat să fie chemat în Senat acum 3 săptămâni deja domnul Tâlvar să ne explice cum e cu dronele, cu protecția pe care Ministerul Apărării oferă românilor care se află la granița cu Ucraina. Mi-a ignorat. Mai mult decât atât, parlamentarii PSD și PNL au făcut pavăză în jurul domnului Tâlvar și au spus, nu, cum să-l deranjăm pe domnul Tâlvar? Este ocupat, are alte lucruri de făcut. Nu, hai să vedem, poate dacă el ne dă un mesaj că ar fi disponibil, poate o să-l chemăm și noi. Și ne-am explicat, domnilor, Parlamentul în Constituția României este acea instituție care are printre atribute controlul asupra guvernului. Scrie foarte clar că noi avem dreptul și din datoria să-l chemăm pe ministru să vină să ne explice în Parlament pe un subiect de importanță pentru români, nu pentru mine ca senator sau pentru colegul meu Bogdan Rodeanu ca deputat, ci pentru românii care ne-au votat și care trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat. În momentul în care tu, ca putere, coaliția PSD-PNL, blochezi orice șansă ca un ministru să se explice în fața națiunii, venind în Parlament, duci democrația românească în derâdere. Am uitat și eu pe textul acestei moțiuni simple pe care ați depus-o, a fost citită, am regăsit-o, s-a vorbit acolo despre banii pierduți, peste 700 de milioane de euro, bani din PNRR, s-a vorbit despre ineficiența a Ministrului Sănătății, s-a scris că în primele 18 luni de mandat, domnia sa împreună cu oamenii din subordinea domniei sale au beneficiat de vacanțe exotice care au însumat vreo 2 luni. S-a vorbit despre faptul că ar fi alocat o sumă de 21 de milioane de euro pentru consultanță la Organizația Mondială a Sănătății, fostul său angajator, mai mult decât atât, despre faptul că nu ar putea justifica credibil declarația de avere, acolo unde figurează că domnia sa are vreo 3 milioane de euro avere. Și voiam să vă întreb, dacă toate informațiile astea sunt reale, sunt corecte, nu ar trebui ca și alte organe ale statului să verifice toate aceste aspecte? Bun, dacă discutăm de acum despre activitatea guvernului în ceea ce privește capacitatea de control, acolo zona este într-un fel reglementată sub spectrul legal. Dar aici vorbim despre responsabilitatea guvernului de a lua niște măsuri în perspectiva, tot discutam despre controlul parlamentar, în perspectiva legilor asumate și de Parlament. În cazul domnului Rafila, aș putea să adaug la ceea ce spuneați și dumneavoastră. USR a făcut o lege care spunea stop nosocomiale, infecții nosocomiale în spitale. Stă de 2 ani fără norme de implementare care trebuiau date de Ministerul Sănătății. Este aceasta o reavoință? Este o desconsiderare față de viețile românilor care se îmbolnăvesc de aceste lucruri în spitalele din România? Discutăm despre planul pentru cancer. În momentul de față, instituturile oncologice din România își trimit pacienții care au nevoie de tratament imediat înapoi la domiciliu pentru că nu le pot furniza tratamentul. Dacă discutăm despre secțiile medicale care trebuiau să asigure tratamentul pentru mari arși, acolo le regăsim acreditate doar pe hârtie. Ne uităm la cazul de la Crevedia, care s-a întâmplat, tragicul caz de la Crevedia, nu am avut cum să tratăm pe toți pacienții în secțiile care pe hârtie existau. Am apelat iarăși la sprijin extern și la partenerii noștri pentru a salva niște vieți. Tot vorbim, vorbim. Și când vii în fața românilor și spui, domnule, toată această poveste și toată această argumentare politică pe care o face PSD-ul și PNL-ul este doar pe hârtie. Doar pe hârtie, pentru că uite de fapt ce se întâmplă în țară. În țară se moare în fiecare zi. Se moare pentru că cetățenii nu au acces imediat la actul medical, se moare din cauza infecțiilor nosocomiale, se moare din cauza că nu au medicamente disponibile.
avem nevoie de spitale și de unități performante care să asigure aceste și să acopere și să rezolve aceste probleme. Orice zi de întârziere înseamnă o tragedie în plus, o tragedie sau mai mult. Și tu să vii și să spui că renunți la spitalele acelea din PNRR, că ai găsit o cale de rezolvare a situației printr-un împrumut de la Banca Europeană pentru Dezvoltare. Păi, domnul Rugina, vă contrazic aici. Spuneați în prima parte a expunerii că România a pierdut acești bani din PNRR. Nu i-a pierdut, a pierdut de două ori mai mulți. Pentru că odată am renunțat la niște bani care ne veneau prin PNRR, și a doua oară mai plătim niște dobânzi uriașe pe foarte mulți ani de la Banca Europeană pentru Dezvoltare. Adică asta valoare se va face în momentul în care se va face. Mai sunt niște pași de dar este un calcul pe care statul român trebuie să-l facă, pentru că până la urmă din bugetul național acoperi atât împrumutul cât și dobânzile. Și de fapt ajungi la concluzia că te costă de două ori mai mult o soluție care de fapt este mult mai întârziată decât cea pe care o aveai la îndemână. Am pierdut de două ori și pierdem în continuare în fiecare zi vieți pentru că cetățenii României nu au acces la servicii medicale de calitate. Vă rog. Scurt, părerea mea pe subiectul pe care l-am ridicat. Există o responsabilitate juridică în fața justiției și o responsabilitate politică. Noi, USR, suntem partid politic și trebuie să ne asigurăm că responsabilitatea politică a miniștrilor este clar verificată. Justiția, în paralel, trebuie să-și facă treaba, să meargă pe cursul ei și să ia în considerare diverse argumente care sunt expuse fie de către politicieni, fie de către presă și așa mai departe și să ducă înainte eventuale anchete sau investigații. Dar fără ca cele două puteri în stat importante, puterea politică și puterea presei, să-și facă datoria de plin, liber, democrația nu funcționează. Și de aceea am insistat și vom insista ca la fiecare cerere ca un membru al guvernului să dea socoteală în fața Parlamentului și în fața opiniei publice, acest lucru să se întâmple. Dacă noi renunțăm la acest drept pe care îl avem, riscăm să ne întoarcem în vremuri negre unde suntem conduși fără să putem să avem un cuvânt de spus în cum funcționează țara. Da, din punctul meu de vedere, dacă tot ați făcut trimitere la presă, noi nu facem altceva decât să lucrăm cu materialul clientului. Atât timp cât generați știri, le luăm, le prezentăm, le discutăm, le dezbatem, iată, în platoul de filmare. Pe de altă parte, să știți că și noi avem niște probleme generate de buna funcționare a politicii românești, pentru că de atâtea ori am luat un subiect și după aceea când am ajuns și am constatat că, domnule, subiectul nu e chiar așa cum a fost prezentat de către politicianul X sau Y, mi s-a spus, păi a fost o declarație politică, noi avem voie să facem și nu suntem pedepsiți pentru chestia asta. Pe de altă parte, faptul că ați ajuns la astfel de concluzii scoate în evidență o menire importantă pe care aveți, tot ce înseamnă jurnalismul de investigație, tot ce înseamnă faptul că expuneți greșeli, minciunele, ilegalități pe care le fac fie politicienii, fie alți actori importanți din țară, este extrem de important. Ok, haideți să vorbim despre lucruri care sunt concrete. Zilele trecute au fost date publicității câteva măsuri pe care guvernul Ciolacu încearcă să le implementeze. Taxă mărită pentru micro-întreprinderi care au o cifră de afaceri mai mare de 60.000 de euro pe an. Nu este foarte mult din punctul meu de vedere. Creșteri de TVA, creșteri de taxe pentru produse de lux și așa mai departe. Ce vă spun specialiștii dumneavoastră din cadrul USR? Cât de mult vom fi afectați din punct de vedere economic de aceste măsuri? Aș începe cu a prezenta și a face o comparație de contexte economice. Ce se întâmpla în 2020 și ce se întâmplă acum. Ca să înțelegem mai mult, să înțelegem și de fapt cum a evoluat politica guvernamentală a acestei coaliții. Anul 2020, execuție la 6 luni, venituri la bugetul de stat 140 de miliarde de lei. Deficit 42 de miliarde. Total 180 de miliarde cheltuite de guvernul României în plină pandemie, în momentul în care trebuia să ajute și antreprenorii, se plăteau salarii, se făceau compensări financiare pentru că aveai economia închisă. Pe lângă toate acestea era și efortul de
luptei anti-COVID, care consuma resurse extraordinar de importante de la bugetul de stat. Ne uităm acum, după 3 ani de zile, nu mai avem 140 de miliarde încasări la venit la bugetul de stat la primele 6 luni, avem 240, avem aceeași rată de împrumut, 42-43 de miliarde, deci statul român în primele 6 luni a cheltuit 280 de miliarde de lei. Cu 50%. Deci, că avem mai multe încasări la buget? Da, în primele 6 luni, execuția la 6 luni se încadrează în aceste, în acești parametri. Deci, dacă stăm să facem o simplă comparație, 2020, economie închisă, nimeni nu mai producea sau producea foarte puțin. Statul trebuia să-i ajute pe toți, inclusiv cetățenii, să ducă politicile anticovid. Ne uităm în 2023, unde avem un PNRR care teoretic este pus în funcțiune, un exercițiu financiar european la început, fonduri nerambursabile, avem o economie deschisă, avem venituri și mai mari la bugetul de stat, dar statul român cheltuie extraordinar de mult. Pe ce cheltuie statul român acești bani? Ce investiții publice susținute de la bugetul de stat au fost demarate? Ce mari proiecte și mari programe au fost inițiate de Guvernul României? Nu găsim nicio explicație, dar vedem cumplit de evident o mărire îngrozitoare a ceea ce înseamnă aparat guvernamental. S-au inventat instituții, s-au inventat noi concepte, s-au făcut angajări peste angajări, clientela politică a fost servită și a fost sprijinită pe linie de partid. Aici este gaura României și o gaură pe care, în momentul de față, nici Ciolacu și nici PNL-ul nu mai au cum să o acopere. Se ajunge din nou la soluția în care hai să renunțăm la fonduri europene nerambursabile și să apelăm la împrumuturi, pentru că fondurile europene nerambursabile sunt foarte bine controlate și nu putem să facem ce acolo, și pe partea cealaltă, hai să mai luăm încă ceva din buzunarul românilor. Și vorbeați de micro-întreprinderi. Păi 80% din contextul economic, din agenții economici la nivel național, sunt aceste micro-întreprinderi și PFA-uri motorul, de fapt, al economiei active a țării. În momentul de față, am dacă... Am auzit de atât de multe ori chestia asta și ne plânge lumea atât de des de milă, dar stau și mă întreb dacă se poate face ceva pentru aceste micro-întreprinderi. Dacă puteți face ceva pentru populația aceasta care, iată, la un moment dat intră într-un oarecare risc de sărăcie. Care sunt soluțiile dumneavoastră? Prima acțiune clară e să nu crești taxele. Adică mi se pare... Ați menționat că faptul că se măresc taxele pentru micro-întreprinderi, se măresc taxele pentru corporații când se presupune că ar vrea să fugă cu profitul și așa mai departe, lucrurile astea se vor afecta efectiv întreprinderile în mod cert. Vom avea din nou falimente. Nu știu dacă știți, dar în ultimele, deci în primele 6 luni ale anului, dacă nu mă înșel, au fost 19.000 și ceva de întreprinderi care au închis, au terminat cu activitatea. Poate că în sine nu spune foarte mult cifra, dar este un record. Este un record. E inacceptabil să nu mai avem întreprinzători care să-și continue activitatea pe termen lung. Și faptul că întreprinzătorii nu au succes și faptul că întreprinzătorii trebuie să plătească taxe mai mari este direct legat de ceea ce menționați, efectul pe care noi, USR, vedem că românul va simți în buzunar. Atunci când te apuci să faci calcule, nici măcar n-ai ajuns să faci calcule foarte mari. Doar vezi că dacă tu crești TVA-ul, tu crești taxele pentru întreprinderi, fie direct, fie indirect, se va repercuta asupra buzunarului cetățeanului. Și avem această combinație de impact direct și trist pentru fiecare dintre noi, combinat cu aroganță și ipocrizie. Mă uitam la domnul Ciolacu, la un moment dat defila precum Liviu Dragnea printr-un magazin și se uita cu mândrie la un raion cu produse românești, produse tradiționale românești, noi românii, steagul și produs. Asta erau vorbele, apariția la televizor. De la vorbe, domnul Ciolacu a trecut la fapte. Numai că faptele sunt complet invers. A mărit, sau vrea să mărească la 5%, la 9% TVA-ul pentru aceste produse tradiționale românești. Adică sunt lucruri aberante de neînțeles, acompaniate de o lipsă de profesionalism crasă sau, în sfârșit, de o lipsă de transparență crasă, pentru că atunci când întrebăm, domnilor, arătați-ne studiul de impact. Dumneavoastră, guvernul, dumneavoastră, Ministerul Finanțelor, aveți toate datele, toate pârghile necesare să puteți obține cifrele care să ne permită să vedem unde vor duce aceste măsuri. Așa cum l-ați văzut dumneavoastră, poate l-ați văzut, eu nu l-am văzut. Și colegii de la cameră nu l-au văzut. Deci nu vezi care este justificarea
acestor măsuri, încă o dată, care în mare, mare parte sunt măsuri de creștere a taxelor. Dacă vă uitați, se laudă. Gata, ne-am gândit o lună, două, trei, multe luni și am venit cu un pachet extraordinar prin care vom reduce cheltuielile și vom mări taxele. Când te uiți în pachet, ei spun că vor readuce 22 de miliarde la buget, din care 6 miliarde sunt reduceri de cheltuieli teoretice și restul sunt creștere de taxe. Deci realitatea este că ei cresc taxele. Iar când vorbesc de reduceri de cheltuieli, vorbesc la modul poate cândva, nu știu dacă țineți minte, dar o lună și mai bine s-au lăudat că 200.000 de posturi la stat vor fi desființate. Da, dar sunt posturi care nici măcar nu există. Acela care ba, există și... Nu erau ocupate, deci n-au redus niciun leu. Asta e realitatea. Una spun și invers fac. Da, trebuiau să fie bugetate, deci la asta s-au referit când au spus că reduc posturile. Sunt bugetate și sunt și contribuie și aceste posturi neocupate contribuie la evaluarea bugetului instituției, iar bugetul acela de salarii neconsumat la sfârșitul anului se transformă în prime sau în salarii suplimentare pentru cei care există fizic în organigramă. Tot acest proiect este bazat pe o mare minciună, pentru că nu poți să spui că rezolvi problema ridicând gradul de fiscalitate fără să faci minimul efort înainte de a reduce cheltuielile statului. Ați văzut vreun demers concret în această zonă? Nu, n-am văzut nici măcar o simulare, nu am văzut decât păreri părtinitoare, exact cum le-am întâlnit la finele anului 2022. La fel ca și acum, antreprenorului și angajatului se pune prezumția de vinovăție că îl fraudează statul printr-un contract part-time sau prin nedeclararea de impozit. Da? Hai să luăm de la aia și să rezolvăm problema. Ce s-a întâmplat cu contractele part-time? Cu supraimpozitarea lor? 280.000. 280.000 de contracte au dispărut. Rata de reconversie în sistem, adică de transformare din contract part-time în contract normă întreagă, a fost de 1 la 10. 30.000 de contracte pe construcție au dispărut, 20.000 în Horeca, în comerț și mai mult și în educație. Și ce nu se întâmplă, sau dacă vreți ce se întâmplă în continuare, este că toate aceste creșteri de taxe alimentează aceleași lucruri. Pensii speciale, sinecuri, instituții care nu au niciun sens, unde se adună milioane și milioane și milioane de lei absolut nenecesar. Revenim la declarații, la vorbe și la fapte. Domnul Ciolacu spunea la începutul verii, incredibil, în România, a descoperit cu mare atenție că în România există niște instituții care nu se vezi la nimic. Și el spunea, noi, PSD, guvernarea PSD, vom desființa aceste sinecuri, este inacceptat. Ați văzut o instituție? Institutul Levantului, Academia Oamenilor de Știință, Ministerul Familiei. Deci sunt locuri unde au angajat și angajează și dau recompense oamenilor din partide fără niciun fel de avantaj, valoare adăugată pentru noi, cetățenii, și nu vor să renunțe, să țin cu dinții de toate aceste lucruri. Urmează, numai că să ne gândim așa, dacă vorbiți despre ministerul ăsta... Nu, Ministerul Familiei a apărut după ce a plecat dumneavoastră de la guvernare, dar celelalte două organisme existau și când erați împreună cu PNL. Da, dar când noi am fost, deci înainte de a fi la guvernare și în timp ce am la guvernare, noi am făcut proiectele de lege să le desființăm. Deci, nu înțelegea. Programul Levantului e de când... Institutul Levantului și tot... Are ani de zile de când funcționează. Dar noi când am intrat în Parlament în 2017, printre primele măsuri pe care le-am propus prin inițiativă legislativă, au fost desfințarea acestora. Când am intrat la guvernare, programul de guvernare negociat cu PNL-ul includea desfințarea acestora. Noi ne-am făcut partea noastră de bună credință, spun, domne, gata, ce bine, am intrat la guvernare, propunerile noastre pe care le-am tot făcut de-a lungul timpului, sunt în Parlament, le-am pus, le-am votat, s-a terminat. Da, mâine, că e o altă prioritate, că la, ok, recunoaștem că și erau într-adevăr priorități, era pandemie, erau lucruri la care eram implicați mult mai mult. Și aceste neîndepliniri au fost legate de toate lucrurile care au făcut pe Klaus Iohannis și pe noi să ne dea afară la guvernare. Pentru că nu le convenea acest lucru, că eram insistenți pe punctele pe care le-am convenit împreună,
de a reduce cheltuielile statului, eliminând sinecuri și eliminând pensii speciale. Întrebarea mea, de aici am pornit, până la urmă, sensul întrebării era, dom'le, bun, ce faceți dumneavoastră, ce armă aveți la îndemână, astfel încât să preîntâmpinați sărăcia populației? Părmuiesc că vorbiți despre moțiune de cenzură. Vorbim despre moțiune de cenzură, să arătăm românilor ce se întâmplă de fapt, dar discutăm și despre măsuri legislative. Zero taxe pe salariu minim. Unul din demersurile și din proiectele pe care USR-ul le-a susținut, le-a depus în Parlament și care în momentul de față este blocat în comisii. Da, o presiune redusă pe antreprenor, susținută de stat și mai mulți bani pentru angajat. Asta este una dintre măsuri. Dincolo de toate, celelalte măsuri care, cum spunea colegul meu, să reducă și să flexibilizeze, să dinamizeze aparatul statului. Astfel încât să nu se mai... Și am făcut-o și la guvernare. Spuneți că sunt blocate, că asta chiar nu ajută în momentul de față pe cetățean. Ajută ca să, pe cetățean ca să înțeleagă exact situația. În momentul de față, USR a depus acest proiect, este în beneficiul angajatorilor și a angajaților. Și, la momentul acesta, coaliția PSD-PNL blochează acest proiect în comisii. Cred că trebuie să fie foarte clar faptul că USR este principalul partid de opoziție democratică din țara asta. În fraza asta, este principalul partid de opoziție din țara asta, e un cuvânt important care este opoziție. Noi suntem la opoziție, noi nu avem pârghiile de a face modificările acum. Rolul nostru este să ne asigurăm că tot ce merge bine este susținut și tot ce merge prost este semnalat. Ce încercăm să facem în fiecare zi este să-i convingem pe români că există o alternativă. În 2024, anul viitor, au posibilitatea să aleagă altă cale. Pentru că acum ce ni se prezintă este, dom'le, nu prea ce se face în România, că pe de-o parte ai niște... circari extremiști, populiști care fac totul să promoveze politica putinistă în România. Și pe de altă parte ai PSD-PNL care sunt într-adevăr mint și fură, dar ăsta e mai bine cu ei. Asta încearcă să ni se introducă pe toate căile de atât timp, că avem ca alternativă. USR spune, stați puțin, nu, aveți o alternativă foarte clară. Aveți un partid liberal, cu adevărat liberal, care este foarte clar determinat să facă lucruri, așa cum a demonstrat când a fost la guvernare, când a luat măsuri clare, a făcut PNRR-ul, a desființat instituții în plus, s-a ocupat de privatizări, de a evita să trecem din nou prin tragedia unor privatizări făcute prost de către statul și mai departe. Deci aveți această alternativă pe care o prezentăm în fiecare zi și vrem să o convingem că trebuie să fim optimiști în România, că avem soluții. Am văzut în mare așa tabloul pe care l-ați creionat dumneavoastră și o să vă adresez o întrebare pe care de altfel a primit-o și domnul Drulă în urmă cu ceva timp. Spuneți dumneavoastră că așa este împărțită tabla politică, iar dumneavoastră sunteți principalul partid de opoziție. Ok, cum vă explicați că în ultima perioadă activitatea dumneavoastră politică nu v-a adus puncte electorale? USR stă, dacă ne uităm pe sondajele apărute, tot undeva între 10 și 15%, pe când cei de la AUR au avut o creștere semnificativă. Cum vă explicați acest lucru? Prima observație. Punctele electorale se măsoară la urne. Deci, dacă vă uitați cum era în sondaj peisajul politic cu 9 luni, un an înainte de alegerile europarlamentare din 2019, veți vedea că diferența între cu cât era cotat USR-ul în sondaj în septembrie 2018 și cât a luat la europarlamentare în mai 2019, diferența a fost fabuloasă, fundamental. Al doilea element. În toată Europa este un val de extremiști care ajung să aibă impact în politica națională din fiecare dintre state și chiar și în politica europeană. În Germania, extrema dreaptă, AFD-ul e undeva la 20%. În Franța, deja sunt mai mult
mulți ani de când formațiunea lui Le Pen este undeva către o treime din electoratul francez. Am văzut astăzi un studiu care arăta că opțiunile europenilor în general, din toată Europa, o medie, o treime tind să meargă către extreme, extrema dreaptă sau extrema stângă. Deci fenomenul nu este numai un fenomen românesc, ci este un fenomen exacerbat de faptul că bani rusești sunt pompați la greu în propagandă anti-europeană și antinațională, de fapt, în țări europene. Există probe care să susțină ceea ce spuneți dumneavoastră? Dacă vă uitați la fostul Front Național și modul în care este finanțat, a fost demonstrat clar că e finanțat cu împrumuturi foarte, foarte avantajoase din Rusia. La noi, dacă vă uitați la președintele partidului extremist de la noi, la AUR, e cineva care nu avea și cred că nici acum nu are dreptul să intre în Republica Moldova. Datorită legăturilor pe care are cu serviciile moscovite. Deci sunt lucruri care cetățenii României au nevoie de a fi informați și de a ajunge ei la concluzia că ceva nu e în regulă cu astfel de oferte politice și că trebuie să se îndepărteze de linia asta extremistă, putinistă, până la urmă, pe care o promovează astfel de formații. Nu, presupun că sunt de acord cu dumneavoastră, dar totuși nu vă ridică un semn de întrebare. Nu ar fi posibil ca unul dintre motive să fie faptul că activitatea politică de opoziție pe care o faceți dumneavoastră, cei de la USR, nu comunică pe limba electoratului românesc? Poate fi și asta o... Părerea mea e că nu, și vă explic de ce. Deci în ultimele 12 luni am bătut practic toate județele României. Galați e penultimul. Mâine mă duc la Giurgiu. Și am participat la campania pe care USR o face, USR te ascultă. Deci mergem 2-3 colegi, luăm o scară de bloc și batem la fiecare ușă. Și intrăm pe români. Cum vedeți noastră situația, nu politică, situația noastră, bunăstarea de care dispuneți, modul în care trăiți în localitatea în care sunteți, și așa mai departe. Am vorbit cu sute de oameni peste tot. Într-adevăr, nu e un studiu științific, e experiența personală. De sute de oameni la nivel național. La nivel național, absolut, da, dacă ai un sondaj cu 1000 și ceva de oameni, devine relevant. Da, trebuie să fie. Corect, sunt de acord. Deci nu pretind că este un studiu științific. Dar sentimentul pe care îl am este că e o enormă lipsă de informare sau dezinformare și că oamenii, în momentul în care primesc direct informație pertinentă și au încredere în cel care le furnizează informația, își pun problemele altfel și tind să își modifice punctele de vedere. Deci pentru noi e o muncă pe care trebuie să o ducem de a ne asigura că cetățenii sunt informați, au acces și înțeleg ce facem. Ca să poți să înțelegi ce face un partid, trebuie ca acel partid să fie vizibil. Dacă vă uitați, există un studiu făcut de Comisia Europeană, cred că în luna mai, dacă mă înșel, sau iunie, un studiu asupra mass mediei din România. E un studiu la nivel european, dar am luat rezultatele din România. Și este menționat explicit că în România partidul de opoziție USR este dezavantajat de către marile canale de media din țară. Deci n-am spus-o noi. Noi o simțim. Noi o simțim fiecare zi. Dar vedem ce se întâmplă. Aveți trusturi de la domnul Ghiță, nu? Un mare fugar din țară. Aveți trusturi de la un mare securist din țară, de domnul Veculescu, care efectiv sabotează viața democratică normală din țară. Și atunci, într-adevăr, că sabotezi pe aia care sunt normali și scoți în evidență pe cei care îți reprezintă interesele, respectiv interesele domnului Putin. Asta nu înseamnă că nu avem soluții. Și așa cum vă spuneam, soluția este să vorbim cu fiecare dintre români și să ne asigurăm că știu ce fac în momentul în care vor merge la urne la anul viitor. Da. S-a zvonit la un moment dat, a apărut informația aceasta mai mult pe surse. E drept că există o negociere în momentul de față între USR, Forța Dreptei și PMP pentru formarea unui pol de dreapta. Unde se află în momentul de față aceste negocieri, domnule Rodeanu? Nu este neapărat pe surse, este un context oficial.
da, declarat și asumat de USR pentru construcția unui pol de dreapta format din toate partidele care într-adevăr se consideră reformatoare și toate entitățile politice care pot și își doresc să contribuie la acest plan național pe care noi îl propunem și împreună să mergem și să câștigăm alegerile pentru anul viitor. Da, există discuții și cu Partidul Mișcarea Populară și cu Forța Dreptei. Cu Forța Dreptei colaborăm foarte bine în Parlamentul României pe tot ceea ce înseamnă moțiuni și susținerea votului reciproc. Am avut un congres al USR-ului prin care am împuternicit și am dat mandat direct Biroului Național pentru a continua aceste discuții. Lucrurile au o dinamică accentuată și discutăm pentru a lucra foarte bine împreună pentru perspectiva electorală care va urma. Deci vreți să intrați într-un soi de bloc electoral? Va fi în mod sigur o mișcare politică de dreapta condusă de USR, prin la care se vor alia și celelalte entități politice care își doresc și merg pe aceleași principii pe care noi le vom construi împreună. Dacă ați spus că va fi o mișcare de dreapta condusă de USR, cred că o să aveți o problemă în momentul de față, chiar dacă stau și mă gândesc la domnul Orban. Asta e părerea mea. Partenerii noștri sunt oameni cu experiență în politică și înțeleg foarte bine diferența între cel mai mare partid în opoziție, cu grupuri parlamentare în ambele camere, cu greutate în comisii, pe de o parte, și pe de altă parte alte formațiuni care nu au perspective sau au perspective foarte slabe de a intra în Parlament, de a trece pragul, și care, bineînțeles, sunt foarte importante, pentru că e păcat ca acele procente care s-ar pierde dacă ele n-ar intra în Parlament sau în Parlamentul European, s-ar redistribui către PSD sau PNL. Cât de pregătiți sunteți dumneavoastră cei de la USR pentru alegerile locale? Și vă întreb acest lucru, gândindu-mă că în zona aceasta în care ne facem noi, ne prestăm activitatea, zona Galați-Brăila, lucrurile nu sunt colorate chiar în roz. Stau și mă gândesc că la Brăila eu nu am văzut activitate USR aproape deloc din 2020 de la alegeri. Nu știu dacă aveți același președinte, n-am văzut un comunicat venit de la domnia sa, nu l-am văzut eu, poate sunt, dar nu l-am văzut eu. N-am văzut o emisiune la care să fi participat sau un articol, un interviu. La Galați, aici, filiala locală și-a schimbat de două ori președintele. Prima dată v-a schimbat pe dumneavoastră, după aceea l-a schimbat pe domnul Postică. Aveți parte și de un divorț, domnul Postică a plecat din filiala gălățeană a USR. Noroc aveți de filiala municipală, care este destul de activă. Și voiam să vă întreb, la nivel național, cum stați? Cât de pregătiți sunteți pentru locale? Nu trebuie să uităm un lucru. USR este un partid extrem de tânăr. Deci noi am apărut pe scena politică românească acum 7 ani. Da. La scara normală a politicii europene, 7 ani nu este un interval foarte mare. Primele alegeri locale la care am participat masiv, că am mai fost așa la niște parțiale pe aici pe acolo cu un candidat sau doi, dar alegeri locale adevărate la care am participat au fost cele din 2020. Deci, practic, noi am intrat pe scena locală în 2020. Evident că nu am putut din prima să asigurăm o acoperire uniformă a teritoriului cu candidați, cu organizații dinamice, cu toate acele elemente care fac să ai forța în teritoriu comparabilă cu partidele împământenite, aș spune. Ce am făcut însă este că din momentul în care am avut rezultatele de la locale, care ne-au permis să avem consilieri în mii de localități, suntem prezenți în mai multe jumate din UAT-uri, să avem primari, pentru că avem primari, să avem, de fapt, dacă facem un rezumat, USR guvernează local pentru peste 2 milioane de români, fie prin primarii pe care îi are, fie prin majoritățile de Consiliul Local sau Județean din care face parte. Deci acești 2 milioane de români sunt cei care trebuie să noteze și să spună, bine, eu care trăiesc la Timișoara sau trăiesc la Brașov sau trăiesc la Câmpul Lung Mușcel sau la Victoria sau la Smârdan. Nu, atenție, în locurile unde guvernăm local.
Deci ei trebuie să spună, da, USR este sau nu capabil să guverneze local. Și construcția în locuri unde nu avem astfel de, de posibilități de a, de a avea un cuvânt de spus acum în decizia la nivel local. Și precum știți, în Brăila, prezența noastră la nivel local nu este în, în consilii, nu este de, de, de mare anvergură. Acolo trebuie să translatăm și să refacem ce am făcut în locurile unde am reușit să câștigăm, am reușit să ne impunem ca guvernanți locali care performează. Suntem aproape de luna octombrie și anul viitor este un an în care veți fi ocupați cu alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Corect. Nu știu dacă nu, care cumva sunteți în criză de timp. Da, ce zic eu? Nu mă privim prin calendarul. Calendarul ne ajută foarte mult și îmi pare bine că ați, ați menționat. Alegerile locale urmează după cele europarlamentare. Capacitatea de mobilizare pe care noi o antrenăm pentru europarlamentare e cea care ne va da rezultatele și la local. Pentru că acum, așa cum spuneați, identificăm filialele care au dificultăți, care au nevoie să crească, ne asigurăm că se pregătesc pentru europarlamentare, ne asigurăm că în același timp își găsesc candidații pentru, pentru diversele poziții la nivel local, facem exercițiu pentru europarlamentare și apoi intrăm cu, cu motoarele turate la local. Spuneți-mi, domnule Rodeanu, sunteți de acord cu variantele acestea care au fost vehiculate în presa centrală, alegeri cumulate, locale cu prezidențiale sau locale cu, cu parlamentare? Tot a vorbit la un moment dat de păi, în primul rând, Constituția. Trebuie să respectăm Constituția ca să vedem și, care, și calendarul eligibil cumva pentru aceste etape electorale. În ceea ce privește europarlamentarele, aici situația este clară. Clar, avem da. Luna iunie, este calendar european, nu este niciun fel de problemă. Dincolo de toate, mai târziu de luna septembrie, nu putem să facem alegerile locale, pentru că nu mai suntem în situații de urgență, în stare de alertă sau să fie vreun alt motiv reglementat legal care să ne permită să, știu eu, să ducem alegerile locale mai târziu de atât, astfel încât să le cuplăm cu alte cicluri electorale. Povestea este la fel de simplă și pentru alegerile parlamentare. Sunt prevederi constituționale care asigură și care fixează depunerea jurământului în funcție de o anumită dată. România nu poate să rămână fără parlament mandatat și cu jurământul depus mai târziu de 6 decembrie sau când a fost, când a fost depus jurământul, adică se face o socoteală simplă, ne întoarcem înapoi 20 de zile și aia este data maximă până ca, la care ne putem întinde cu acest termen. Să vedem exact secvența și ce înseamnă turul 1 prezidențiale, tur 2 prezidențiale și suprapunerea lor pe parlamentare, dacă se va face. Eu n-am niciun fel de încredere în PSD și PNL. Adică ei vor încerca să întoarcă, să sucească după cum, după cum le e favorabil. Și calendarul, și mod de desfășurare, și tot. Vă dau un exemplu. Noi nu avem pregătită legea pentru alegerile europarlamentare. Am contactat AEP-ul, Autoritatea Electorală Permanentă, în primăvară și am întrebat, domnilor, sunteți pregătiți? Când veniți cu legislație modificată? Pentru că nu știu dacă știți, dar la europarlamentare în lege nu e prevăzut nici măcar să verificăm buletinele ca să putem vota. Deci e legea veche cu liste de mână și mai departe. Și răspunsul a fost că nu, că se ocupă Parlamentul. Că... Noi am insistat, am depus inițiativă și am început să împingem PSD-ul și PNL-ul. Haideți, domnilor, trebuie să facem ceva, că nimeni nu va câștiga dacă nu desfășurăm legile cum trebuie. Sigur. Dar mai mult decât atât, faptul că vor încerca să ocolească legea, să zică că poate le facem pe alea împreună cu alea, mai negociem, nouă nu prea ne pasă. Pentru că noi suntem conștienți de lucru următor. Oricând ar fi alegerile, de mâine și până la sfârșitul anului viitor, românii au acumulat atât de multă nemulțumire și tensiune, încât suntem convinși că prin ceea ce le-am arătat și chiar și până acum, vom avea un rezultat foarte bun la alegeri și suntem pregătiți să mergem la alegeri oricând. Dacă mâine se decide că facem anticipată ceea ce este foarte puțin probabil, nicio problemă, avem la dispoziție lună, două, cât este. Am demonstrat că suntem capabili să ne mobilizăm ca partid foarte repede. Avem în spate, în mod cert, românii care au nevoie să vadă pe cineva care e interesat de bunăstarea lor. Deci combinația pentru noi este foarte bună și nu cred că PSD și PNL pot să ne jeneze prea mult cu astfel de artificii în schimbat date sau altceva. Domnilor, pe final de emisiune, am reținut din ceea ce mi-a spus dumneavoastră că în anul 2024 vă pregătiți pentru a ajunge la guvernare. Am reținut și fraza prin care a spus nu am nicio încredere în PNL și PSD.
Și am să vă întreb, prognoza dumneavoastră pentru anul 2024, întrebare valabilă pentru ambii invitați, este într-adevăr că veți fi la guvernare și doi, alături de cine credeți că veți guverna? Domnule Rodeanu, vă rog. USR deja are un plan de guvernare în momentul de față și acel plan de guvernare se numește PNRR. Ce s-a întâmplat după lansarea PNRR-ului, acceptarea lui de Comisia Europeană și mersul politic în România condusă de coaliția PSD-PNL, arăta clar că PNRR-ul nu poate fi implementat de această coaliție. Nu sunt în stare, nu au competențele necesare și nu au nici credibilitatea politică în fața Comisiei Europene sau a Parlamentului European pentru a propune modificări la el. Asta arată clar și este recunoscut ca și element principal că USR-ul are nu numai competențele, dar USR-ul are prerogativul principal de a reporni într-un fel sau altul PNRR-ul prin viitoarea poziție la guvernare în 2024. Nu excludem niciun fel de parteneriat politic decât cu partidele extremiste. Este un lucru confirmat de conducerea partidului. Important este să fim la guvernare, important este să pornim PNRR-ul, important este să facem și să rezolvăm problemele României cu care... Deci nu exclude să intrați la guvernare nici măcar alături de partidele acestea în care nu aveți încredere, PNL și PSD? Noi avem o menire și o asumare. Să pornim PNRR-ul și să-l ducem mai departe. Este una dintre ultimele guri de oxigen de care România beneficiază într-o perspectivă de undeva 10-15 ani ca fonduri nerambursabile și ca aport financiar imens pentru ceea ce ne trebuie nouă în România. Lucrăm pentru țară și lucrăm pentru români. Asta este cel mai important și ăsta este obiectivul pe care USR și-l asumă. Vă rog, domnule Mihail. În 2020, USR a intrat la guvernare cu 15% la alegeri. Obiectivul nostru este ca acum, când vom avea alegerile parlamentare în toamna viitoare, să fim semnificativ peste acest procent, să avem suficient de multe locuri în Parlament încât să nu putem fi dați la o parte când se formează un guvern. În ceea ce privește încrederea, noi am avut experiența guvernării cu un președinte al României și cu un partid PNL care într-adevăr nu și-au respectat cuvântul dat. Dar această experiență de guvernare ne-a învățat modul în care trebuie să ne pregătim pentru a intra la guvernare. Noi am făcut pentru prima oară în istoria României un guvern unde negocierea pentru a ne îndrepta către guvernare a început cu negocierea programului de guvernare. Noi nu am acceptat să discutăm nimic despre miniștri, împărțiri, structură de guvern și altele până când nu am fost clari toți cei trei parteneri pe ce avem de făcut. Ce am învățat este că acea parte trebuie să fie mult, mult, mult mai precisă decât ce am structurat pentru guvernul din 2020. Drept pentru care, într-adevăr, nivelul de încredere este extrem de scăzut. Remarca mea a fost în special pe partea electorală, unde sunt convins că vor face fel de mișcare. Dar nu știm cu cine vom discuta, pentru că nu știm cine va fi în jurul mesei după alegerile de anul viitor, din 2024. Dar ce știm cu siguranță este că nivelul nostru de pregătire și nivelul nostru de exigență în ceea ce privește detaliile pe care le negociem și metodele de verificare pe care le negociem și consecințele care vor urma atunci când unul dintre parteneri nu își respectă cuvântul dat, sunt la alt nivel. Și din punctul ăsta de vedere nu îmi fac probleme, vom putea să gestionăm o guvernare chiar și cu parteneri foarte dificili. Sper că toată lumea care v-a ascultat a înțeles care este planul USR pentru anul electoral 2024. Eu nu pot decât să vă urez succes în misiunea pe care v-ați asumat-o, aceea de a câștiga alegerile, sau cel puțin așa v-ați exprimat dumneavoastră, domnule Radu Mihail. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența la această emisiune. Vă mai aștept aici, ori de câte ori aveți informații bune, calde pentru cetățeni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!